Operațiunile de reabilitare a centrului istoric al Devei au demarat destul de anevoios la ceva timp după semnarea ordinului de începere a lucrărilor și asta numai după ce primăria a somat constructorul să repete contractul. Acum lucrările se execută pe latura scurtă a zonei, între Inspectoratul Școlar și fosta Bancă Națională și sunt destul de avansate. Mai mult, după ce, în urmă cu 2 săptămâni, reprezentanții municipalității afirmau că întreg proiectul va fi finalizat înainte de termen. Luni, în cadrul unei conferințe de presă, primarul Florin Oancea a confirmat oficial că operațiunile de reabilitare a centrului istoric al Devei vor fi încheiate în luna mai a anului viitor. Contractul are termen de finalizare în luna august anului 2022, dar am convenit cu constructorul, cu firma care a câștigat licitația și care a început lucrările, ca la final de lună mai anul 2022 să finalizeze lucrările. Este un proiect pe fonduri europene, banii sunt la dispoziție, interesul este, dacă vreți, comun și al municipalității să se finalizeze cât mai repede lucrările, dar în egală măsură și al constructorului pentru a-și încasa banii. În acest sens, este foarte posibil ca astăzi să fie ultima zi în care vor funcționa terasele de pe latura lungă a centrului istoric, dinspre Casa Căsătoriilor spre prefectură, pentru că ar urma să înceapă lucrările și pe acest tronson. Conform primarului Florin Oancea, terasele vor fi redeschise la 1 iunie anul viitor, odată cu finalizarea lucrărilor. Până atunci, urmând a funcționa doar spațiile interioare ale unităților de alimentație publică din zonă. De comun acord am stabilit și este o firmă puternică, deci are forță, de a finaliza aceste lucrări în luna mai. De ce? Pentru ca din iunie să putem să dăm accesul liber pentru toți cei care au terase să-și înceapă activitatea când începe sezonul estival. De aceea am și amânat puțin continuarea lucrărilor pentru că aveau forța necesară. Le-am spus pentru că este încă vreme frumoasă să stăm până după 5 octombrie și apoi să înceapă lucrările și cei care au terase să-și înceteze activitatea, mă refer la cea de terase. Valoarea totală a investiției care se realizează pe fonduri europene este de aproape 22 de milioane de lei sau circa 4,5 milioane euro, iar cota de cofinanțare din bugetul local al municipiului Deva este de doar 2%.